în anul 2015 eu mă gândeam la terenurile în cauză care suntem noi, care ne aflăm acum, că ele ar fi bine de împădurit. Am făcut o adunare cu locuitorii satului Cârnățeni din regiunea în cauză, din partea unde ne aflăm noi, și au fost categoric împotrivă, că au spus, da, într-adevăr, astea erau pășuni, unii lumea păștea animalele. Ca să ajungem, să treacă nu mult timp, 4-5 ani de zile, să apeleze dumnealor la mine și spune că dar fi bine ea ca terenurile în cauză, poate să și eroziunea solului și ar fi foarte bine din păduri. Dacă să vorbim despre proiectele IFAD, am aflat de la întreprinderea Silvicultura Tighina și dumnealor ne-au spus că IFAD-ul anunță proiecte de împădurire. Ne aflăm pe un lot de teren degradat, să-l numim așa, care printr-un proiect finanțat de IFAD, am depus un proiect în anul 2020 la IFAD. Erau anunțate proiecte și suntem norocoși care am fost selectați. Terenul care ne aflăm este un teren de 6 hectare care au fost plantat și mai avem un teren de 4 hectare adiacent localității noastre. Ușor l-am câștigat, dar de implementat a fost foarte greu. Situația care era la moment cu săștia care era și era problematic. Nu vroiam să implementăm proiectul săștia în cauză că era să fie rezultatul zero. Nu mai eram să rămânem cu munca, noi am vrut să avem și un rezultat. Să-l facem numai că nu zicem că n-am împădurit. Și rezultatul îl vedem. În primul rând, asta e un beneficiu ecologic, spunem, da? Toți sperăm la ce vrem să avem aer curat, dar aer curat vine de unde? De la natură, de la pădure. Vedem că și terenul ne aflăm, el e foarte abrupt, este. Dacă luăm pe terenul, pe acelalt teren care l-avem noi plantat acolo, încă e mai abrupt, acolo eroziunea se face. Noi acolo avem locuri unde au fost plantate și cu mâna. Nu s-a putut prelucra terenul. Pe viitor noi am vrea să mai plantăm încă. Mai avem 15 hectare de pământ. Sperăm că vom fi auziți.